Iată începutul percheziției. Se prezintă autorizația pentru a o petrece și ordonanța procurorului. În imagine, eu și Lilia Petrenco facem cunoștință cu această autorizație. Între timp, procurorul și ofițerul de urmărire penală au adunat mai mulți ofițeri care au fost antrenați, uitați-vă, ei se adună. Percheziția a început de la portbagaj, el fiind prima parte a automobilului care a fost supusă verificărilor. În acest moment s-au început nemijlocite acțiunile de percheziție. Vedem expertul de la MAI cum filmează acțiunile ofițerului, ce scoate din portbagajul automobilului toate obiectele pe care le crede de cuvință să le ridice, percheziționând întreg portbagajul. Între timp, în zonă se apropie tot mai multă poliție, toți ei, o să vedeți acum în imagini, s-au poziționat nemijlocit în apropierea automobilului, împreună cu alte persoane în civil, care s-au alăturat grupului ce petrecea percheziția. Însă nimeni din ei nu a fost înscris în procesul verbal de percheziție. Niciunul din acești oameni pe care îi vedeți alături de automobilul percheziționat este un autobuz alb în care se află 15 colaboratori ai ei sub diviziune Fulger, înarmați și vestimentați corespunzător cu vesta antiglonți și alte atribute. Stop cadru aici, vă rog să vă întoarceți puțin înapoi. Iată aici, da, această persoană, vă rog să atrageți atenția asupra lui, omul îmbrăcat în tricou albastru cu culer alb, având, purtând o geantă pe umăr, o geantă care vedeți că nici măcar nu se închide, este plină de anumite obiecte, deci are conținutul acestei genți, a umplut-o într-atât încât ea nu se închide, omul ăsta va avea un rol determinant în trucarea percheziției, în care o să-l vedeți un pic mai târziu. El se deplasează vis-a-vis de automobilul percheziționat, unde, acum nu-l vedem, unde, stop cadru, vă rog, se întâlnește cu alt colaborator al poliției îmbrăcat în civil, cel din urmă, la rândul său, având un rol important în infiltrarea obiectelor interzise care se pretinde că au fost găsite în portbagajul automobilului ce aparține Liliei Petrenco. Îi vedeți cum vorbesc ceva și fac schimb de mesaje la telefon. Eu nu exclud că acum raportează conducere despre planul pe care l-au și-l pun în aplicare. Tot mai multă poliție în jurul automobilului. Percheziția portbagajului continuă. După cum vedeți, cea mai minuțios căutată parte a fost anume portbagajul automobilului. Aici o să treacă această mașină. Dacă putem să ne întoarcem puțin câteva secunde înapoi și să facem un stop cadru. Deci până trece această mașină, uitați-vă atent. Uitați-vă atent la imagini. Portbagajul mașinii tocmai a fost închis, asta însemnând că spațiul percheziționat nu mai prezintă interes. Unul din participanții la percheziție se deplasează către fața automobilului, ținând în mână obiectele pe care le-au luat din portbagaj. Împreună cu el ne deplasăm cu toții. Acum obiectele sunt puse pe acoperișul, obiectele ridicate din portbagaj pe acoperișul mașinii și pe jos, iar polițistul care îl vedeți că a intrat în portiera din față din partea șoferului se ocupă de percheziție.
percheziția în fața, în partea de față a automobilului. În scurt timp, percheziția va finaliza în general, deci în momentul în care se caută în partea din fața automobilului, eu în imagine mă puteți vedea cum desfac placatele care au fost ridicate din portbagaj pentru a arăta că au un conținut absolut neinformativ pentru scopul indicat în autorizația judecătorească. De mine se apropie persoană în cămașă roz. Atât el cât și alți colegi de lui îmbrăcați în civil, uitați-vă, în nemijlocită apropierea portbagajului mai stau oameni în uniformă de poliție, au fost considerați, deci am făcut observații că este inadmisibil să se afle cu toții acolo, atât timp cât în procesul verbal este înscris doar procurorul și un ofițer. O altă obiecție a mea a fost că, din imagini puteți vedea, în realitate au fost și mai mulți. Prea multe persoane au, din partea poliției, au constituit un număr net superior față de mine și Lilia Petrenco, care am doar două și trebuia, în mod normal, să facem față supravegherii și observării întregului mers a percheziției, ceea ce era, având în vedere această disproporție dintre persoane, anormal. Asta se întâmplă în mod normal în toate perchezițiile care se petrec conform unor rigori stricte ale procedurii. Deci atrag atenția tuturor că faptul împachetării și transcrierii lucrurilor împachetate în procesul verbal de percheziție, precum și lipsa tuturor lucrurilor ridicate în zona vizibilă a unghiului din care s-a făcut filmarea video, înseamnă că percheziția a luat sfârșit și atât eu cât și Lidia Petrenco suntem ocupate cu vizionarea inscripțiilor de pe pachetele ce conțin lucrurile ridicate de la percheziție. Iar acum, dacă vă rog să porniți video, urmărim acțiunile băiatului în cămaș roz. Deci el se asigură că noi nu îl vedem și se apropie de portiera din stânga automobilului, fiind însoțit de persoana în cămașă albastră. Dacă putem puțin mări, uitați-vă, individul pe care l-am văzut în primele secvențe din această filmare, băiatul în cămașă albastră cu guler alb, acel posesorul acelei genți negre care era atât de plină încât nu se închidea, el stă alături de omul în cămașă roz. Repet, niciunul din ei, necătând la aflarea în imediată apropierea automobilului și faptul că s-au atins de obiectul percheziționat, nu sunt înscriși în procesul verbal de percheziție și despre ei nu cunoaștem nici măcar dacă sunt membrii grupului de urmărire penală care, într-un fel sau altul, ar fi putut avea dreptul să se afle acolo, doar dacă ar fi fost înscriși în procesul verbal de percheziție, lucru care nu a fost făcut, iar obiecțiile mele cu privire la acest fapt au fost neglijate de către autorii sau, mă rog, de către organizatorii percheziției. Urmărim ce face, uitați-l, deci i-a transmis ceva, uitați-l, întinde mâna către el, mâna părții corpului de unde se află geanta. Ăsta în roz a primit ceva, uitați-vă, a luat și a lăsat ceva în portiera din spate, din dreapta a mașinii. Vedeți foarte bine, stop cadru aici, vă rog. Eu, în acest moment, deci se vede foarte bine că avocatul este ocupat cu vizionarea inscripției și cu semnarea inscripției, deci pe pachetele sigilate, precum și cu transcrierea corectă a conținutului acestor pachete în procesul verbal. Lângă mine, de asemenea, se află Lidia Petrenco și noi ambele suntem exact pe diagonală cu acel loc, ne aflăm pe diagonală cu acel loc unde s-au întâlnit băiatul în cămașă roz și băiatul în cămașă albastră, care i-a transmis lui în roz obiectele și ele au fost infiltrate cel mai probabil exact în minutul, în acel moment în care puteți vedea, noi nu doar nu avem posibilitatea obiectivă să observăm ce se face pe diagonală de la unghiul de la care am putea vedea tot automobilul, ci suntem și ocupate cu o altă activitate
ceea ce observă, o secundă, vă rog să vă opriți, uitați-vă că și ofițerul care filmează, expertul din partea mea care filmează, de asemenea se află în spatele nostru, prin urmare în filmarea video pe care o va avea Ministerul Afacerilor Interne sub autoratul lor, nu se va vedea acel unghi unde acum se află ăștia doi indivizi, absolut străini percheziției, băiatul în cămașă roz și băiatul în cămașă albastră. Porniți un pic video. Lăsați să se miște ca să vedem ce se întâmplă. Deci au infiltrat obiectele, uitați-vă cum acum. Uitați-vă atent încă o dată. Gata, el a pus ceva. Așa, s-a plecat, a pus, l-ați văzut foarte bine, după care cu misiunea îndeplinită, băiatul în cămașă albastră cu guler alb va pleca, va pleca, acum o să vedeți, în jos, pe strada Taylor, netul merge printre copaci, uitați-vă la el, părăsind grăbit locul percheziție. Băiatul în cămașă roz ține în mână un telefon mobil, în cel mai probabil mod informează conducerea despre reușita infiltrării ilicite a acestor obiecte. Portbagajul rămâne în continuare închis, asta însemnând, repet, că el a fost deja percheziționat. Noi ne aflăm în față, ne ocupăm cu transcrierea lucrurilor în proces verbal. Vă invit să vedeți ce urmează. În câteva secunde, brusc, membrilor care efectuează percheziția le apare interesul de a mai percheziționa încă o dată automobilul. Uitați-vă atent, vedem un picior în partea, așa că am ridicat un picior din partea portierii din dreapta automobilului. Aș ruga să derulăm câteva secunde înapoi să vedem ce face persoana a cărui picior îl vedem în imagine. Deci cel venit în spatele automobilului se apleacă exact prin portiera din spate prin care am văzut mai devreme că cel în cămașă roz și cel în cămașă albastră au lăsat ceva, se apleacă într-atât încât acum și o să vedem în imagine, pătrunde cât mai adânc în interiorul automobilului. Ia uitați-vă, vedeți? Deci acum un bărbat din cei participanți la percheziție s-a plecat peste ușa, deci peste intrarea din spate în automobil, înspre portbagaj, se vede foarte clar unghiul sub care el se apleacă, probabil pentru a lăsa cât mai adânc, într-un loc cât mai puțin însemnat sau mai ascuns, lucrurile pe care au reușit să le plaseze cei doi băieți văzuți mai devreme în imagine. Noi ne aflăm în continuare în fața automobilului, cu atenția distrasă. Toate persoanele s-au adunat, participanții la percheziție, în jurul nostru. Și acum brusc va reveni interesul către percheziția anume portbagajului. În acest timp, deci până în acest timp, până când a durat percheziția, am făcut mai multe observații pe care le-am rugat să fie înscrise în procesul verbal. Aici puțin atenție, deci Lilia Petrenco este chemată să vină în spate, ei deja se pregătesc să ne dea
surpriză că în portbagaj se pretinde a fi găsit ceva. O altă observație pe care am să o fac până când în imagine vedeți derularea pur tehnică a percheziției, de fapt a percheziției, a finalului percheziției, este faptul că în loc să dureze 30 de minute, cum se procedează în mod normal, această percheziție a durat 2 ore și jumătate, așteptându-se lăsarea întunericului, pentru că aici, deja în imaginile pe care le vedeți, este ora 6, este trecut de ora 6 seara. Iar după lăsarea întunericului, tot acest spectacol a fost suplimentat cu venirea la fața locului a geniștilor, a mașinilor cu girofarurile aprinse, atât luminescent cât și sonor, cu oamenii care au mai venit un autobuz, deci pe lângă autobusul cel alb în care se află 15 colaboratori ai Fulger, dintre care mulți au ieșit afară în timpul percheziției, intimidând toți participanții. De fapt, intimidarea era destinată strict Liliei Petrenco și mie. Au venit și oameni împreună cu geniștii, au venit și oameni care purtau de asemenea îmbrăcăminte specială, paravane antiglonț, de asemenea veste antiglonț, au venit geniștii care au adus câinii special antrenați. Deci vă dați seama, s-a creat un spectacol de înfricoșare, o încercare de a arăta că zona este foarte periculoasă, iar percheziția este destinată depistării unor obiecte extrem de periculoase, astfel încât judecătorii care părăseau pe la acea oră birourile și se îndreptau spre casă, când ieșeau din curtea de apel, să fi văzut că mașina Liliei Petrenco, soției celui care a primit 30 de zile de mandat de arest în această zi, prin eliberarea mandatului de către un complet din curtea de apel, într-adevăr este posesor automobilului care se percheziționează într-un regim de probabil de scenariu de filme de Hitchcock. Aici imaginea s-a oprit. Eu aș mai avea de comentat că zona nu a fost securizată, chiar dacă se pretinde și cei care au plasat obiectele infiltrate pretindeau că aceste obiecte sunt periculoase. Uitați-vă că venirea la fața locului a oamenilor mascați, a câinilor, a persoanelor cu mașinilor cu girofar și așa mai departe, era doar o parte din spectacolul ăsta de înfricoșare și nu era de fapt destinat securității, deoarece, uitați obiectele care se pretinde că au fost găsite, lumea circula liberă pe trotuar. Acestea sunt obiectele care s-au găsit. Obiectul ăsta de plastic, acum în poză o să se vadă aceste două obiecte de plastic și vedeți alături unul alb cu incursiuni negre, da? Vedeți, el este ținut în mână, asta este mâna mea, pe el a pus mâna fiecare din participanții la percheziție, și procurorul și ofițerul și probabil chiar și Liliea Petrenco. Până când ele au fost găsite, deci până la depistarea atât de victorioasă pe care pretinde că au făcut-o, Liliea Petrenco a fost rechemată la portbagaj. Eu menționez în mod special că lucrurile acestea infiltrate și puse anume de persoanele pe care le-ați văzut mai devreme în imagine, au apărut în portbagaj după ce percheziția automobilului în zona din spate, în portierele din spate și în nemijlocit în portbagajul automobilului a finalizat, s-a terminat. Deci chemarea repetată a Liliei Petrenco și deschiderea repetată fără niciun sens a portbagajului deja percheziționat făcea parte din acest scenariu. Neseriozitatea cu care au fost tratate lucrurile găsite o puteți vedea și din pozele respective. Apropo, tot în aceste imagini vedem că în portbagaj nu se mai află nimic altceva.